Scenariu demn de filme, un bărbat a reclamat la poliție faptul că a fost tâlhărit, a dat și amănunte despre cum s-a petrecut totul, numai că totul a fost o minciună. Un bărbat a anunțat prin apelul de urgență 112 că a fost tâlhărit de doi bărbați necunoscut. Ar fi vorba de un, de un taximetrist care reclamă faptul că, după ce a transportat doi clienți din municipiul Ploiești către Comuna Dumbrava, aceștia, sub amenințarea unui cuțit, l-ar fi deposedat de suma de 2200 de lei. Taximetristul nu a scăpat de rigorile legii și a fost amendat. În urma verificărilor efectuate, polițiștii uh, au stabilit că cele reclamate de bărbat sunt uh, false, acesta din urmă fiind sancționat cu suma de 1000 de lei contravențional pentru, uh, apelarea fără, uh, pentru apelarea abuzivă a numărului 112, urmând să suporte de asemenea și cheltuiele judiciare. Se pare că bărbatul a pus la cale acest scenariu de frica soției. Mai exact, taximetristul cheltuise banii respectiv la jocurile de noroc și a preferat să spună că a fost tâlhărit.